Uniunea Salvației România nu se oprește să pună piedici actualei guvernări. Vineri, în ajun de Crăciun, liderii USR au decis să conteste bugetul de stat pe anul 2022 la Curtea Constituțională, iar astăzi CCR le-a respins definitiv acțiunea. Deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, a criticat în termeni duri acest atac, orchestrat de useriști împotriva românilor. Deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, face apel încă o dată la liderii USR să renunțe la jocurile politice și să se gândească la binele românilor. Fac încă o dată apel la USR să renunțe la joaca de opoziția și să privească în propria ogradă, mai exact la conflictul de la primăria capitalei dintre membrii USR PNL și primarul Nicu Șordan, sau la bâlbele domnului primar al Timișoarei, Dominic Fritz, care de o bună perioadă de timp nu face decât să plătească amenzi. Cred că niciodată viitorul nu a arătat mai sumbru pentru orașele simbol ale României decât cu administrațiile actuale. Întorcându-ne la probleme cu adevărat presante cu care România se confruntă, experții ne avertizează că valul al cincilea al pandemiei COVID-19 este iminent. Drept urmare, Partidul Social Democrat, prin ministrul Sănătății Alexandru Rafila, a hotărât că prevenția este cea mai bună abordare. Au fost înființate centre în proximitatea spitalelor pentru bolnavii COVID cu simptome medii și au fost demarate achiziții de medicamente pentru tratarea a 15.000 de pacienți, a transmis Cornel Folescu pe pagina sa de socializare. În același timp, Partidul Social Democrat adoptă noi măsuri de sprijin pentru cetățenii cu venituri mici și elevii din învățământul preuniversitar. Pensionarii cu venituri din pensii și indemnizații sociale de până la 1.429 de lei pe lună, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, vor beneficia de compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor. Au fost adoptate normele legale pentru implementarea programului pilot, prin care se va asigura suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat. Guvernul va oferi sprijin financiar pentru investițiile destinate producției și distribuției de energie termică în sistemul centralizat, cu scopul de a reduce pierderile și a contracara efectele scumpirilor la gaze și la energia electrică.